binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți care suntem prezenți în locul acesta. Amin. Avem bucuria și astăzi să ne găsim împreună, să ne vedem fețele și să proclamăm tăria lui Dumnezeu peste noi în locul acesta, prezența lui Dumnezeu, de care toți ne bucurăm. Frați și surori, suntem bucuroși să participăm la sărbătoarea Bisericii, până în această dimineață, o sărbătoare deosebită, când, conștienți de nevoile mari, Biserica, încă o dată, a decis să își pună slujitorii înainte, să-și cheme slujitori și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste ei toți. Vă invit să vă ridicați în picioare. Pentru lucrarea pe care dorim să o facem astăzi, dorim să deschidem Scripturile și să citim Cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt pe care îl vom găsi scris în Epistola lui Pavel scrit către Timotei, în capitolul 3, în 1-a Epistolă, capitolul 3, un text care se referă exact la motivația sărbătorii noastre. Este încă pe zviterul acestei biserici și este vorba de nou slujitor astăzi. Vorba este despre fratele Viorel și soția lui. Invităm respectuos să vină în fața bisericii, pentru că sunt slujitorii dumneavoastră pentru binele dumneavoastră și sunt slujitorii Domnului și vrem să-i mai privim încă o dată. Că sunt vulnerabil, că slab, că au nevoie de ajutorul nostru, că biserica are nevoie de ei și ei de voi. Dorim să invităm să vină, să ia locul și Dumnezeu să nu-și ia de peste ei îndurare și mâinile Lui, azi și mereu să fie binecuvântați de Domnul. Amin. Slujim astăzi împreună și așa că vă îndemn să vă rugați pentru toți acei ce vor sluji. Domnul să le dea putere, cântare, o ungere nouă proaspătă, să laude pe Domnul cu toată bucuria. Rugăm orchestra să se pregătească să mai dea slavă Domnului. Mă bucur să văd pe Suciu, pe Florin aici, că ați rămas între leviți. Vă stă bine. Unde ați plecat? Unde ați mai putere să loc așa? Numai lângă Domnul. Vă condamn pe toți să slujiți Domnului până trăiți. Amin. Domnul să vă facă parte voi de rai, că după slujire vine raiul. Să nu gândiți că va fi rai și noi nu slujim Domnului. Trebuie să slujim și să slujim cel mai bine. Domnul să ne ajute. După cântarea orchestrei, sora Rebecca, care vine cu noi de la Bergamo, va recita o poezie.
cel minunat să fii în prezența Domnului, în casa Domnului. Să rog cel mai binecuvântat și mai minunat pentru fiecare copil al Dumnezeu. Și spune fratele Sandu, simt un îndemn din partea Domnului. Căci Domnul dumneavoastră aceasta vrea să ridice, vrea să mângâie, vrea să îmbărbăteze, slăvit să fie Domnul. Am vrea ca să ne rugăm Domnului în continuare și să-i spunem, Doamne, vrem în continuare să simțim prezența Ta. Și vrem ca focul Tău sfânt să ardă în inimile noastre. Vrem ca focul Duhului Sfânt să înflăcăreze ființele noastre. Să strigăm de bucurie că suntem copiii Domnului, laudat să fie Domnul. Și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Este știut fapt că
Întotdeauna în spatele oamenilor mari au fost soții de măsură. N-au putut fi oameni mari ai lui Dumnezeu dacă n-au avut soții să-i înțeleagă și să-i sprijinească. Le-am adus aici ca să vă dați seama că sunt ca voi, sunt dintre voi și ele, dar vor trebui să dea zeciuială din soții lor cu biserica, nu? Noi nu dăm zeciuială doar din bani, din talente, din timp, nu? Soțiile de lucrători știu că sâmbătă seara când e timpul de făcut. Pe Florin Bodoc spunea Domnul, adu-ți aminte de unde te-a scos Domnul. Și o să spun cuvintele acestea și vreau să vă spun că în urmă cu aproximativ 8-9 ani în urmă, eram un muzicant care cânta prin birturile și lucrările din județul Satu Mare. Un om care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Și dacă n-ar fi fost jertfa Domnului Iisus pe Calvar, nici eu în dimineața aceasta n-aș fi fost aici. Și nici nu mai fi avut parte de această sărbătoare în dimineața aceasta. Dar dacă suntem aici, este pentru că cineva a plătit un preț. Pentru mine și pentru tine. Pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul, Domnul și Împăratul Împăraților, care merită toată slava, cinste, glorie și laudă. Și Duhul Domnului mă îndeamnă în să spun, împacă-te cu Dumnezeu. Cât Dumnezeu îți mai dă harul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute la toți. Și cântarea aceasta este o cântare de laudă pe care mi-a dat-o Domnul într-o seară, așa cum mi-a dat-o fratelui Nathaniel. Let's go.
am să vă recitesc un verset, dumneavoastră ca biserică, dar în mod special celor doi, fratele Sandu și fratele Viorel. Versetul 14. Scopul pentru care Pavel, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, îi scrie tânărului colaborator pe care el îl are, aproape de sufletul lui. Ca să știi, îți scriu pe aceste lucruri cu nădejdea, că voi veni în curând la tine. Pavel credea că nu va mai vedea, se vor mai întâlni pe câmpul Evangheliei. N-aș știut că după foarte puțin timp va trece în lumea celor veșnice ale lui Dumnezeu și va trece granița. Chiar zilele trecute am fost să văd locurile acelea unde el a fost în temniță, în detenție și de unde se pare că a scris această carte interesantă, deosebit de interesantă. Vreau să ne întâlnim, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Există un comportament special în casa lui Dumnezeu și fiecare, când ne întoarcem la Dumnezeu, dragii, trebuie să avem grijă de comportamentul nostru. Trebuie să avem grijă în tinerețe ca să nu regretăm la bătrânețe niște lucruri. Și am să intru direct în subiect, pentru că timpul e cam înainte. Foarte mulți, la un moment dat, când îi se coace mintea, dar, din păcate, târziu îi se coace mintea, ar vrea să primească o slujbă, hai să nu spun un titlu, în adunare. Dar pentru că în tinerețea lui n-a avut grijă de niște coordonate pe care Dumnezeu le-a stabilit foarte clar și foarte precis. N-a ținut cont atunci. A avut un moment de rătăcire. Degeaba ar vrea, la o anumită vârstă, să aspire, să spună aici, râvnesc și eu. Așa zice aici în versetul 1. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Și râvna aceasta te prinde. Dar ai în spate trecutul de care nu te poți dezice. De aceea e foarte bine și vorbesc tinerilor care sunt aici. Băgați bine de seamă. Dacă ați pus mâinile pe coarnele plugului, nu vă întoarceți înapoi. Că vor fi regrete și regrete. Și urmează, dragii mei, un set de, am putea să le numesc eu, așa să le definesc eu, pe limbajul meu și pe înțelesul dumneavoastră, un set de principii pe care Dumnezeu le stabilește în ce privește promovarea slujitorilor în casa lui Dumnezeu. Și scrie foarte multe lucruri și de toate acestea, cei care sunt responsabili în a-i promova pe slujitor trebuie să țină cont. Niciunul dintre noi nu putem trece peste ce este scris. Așa ne învață Apostolul Pavel. Slăvit să fie numele Domnului. Și de aceea sunt aceste seturi pe care Domnul le așează aici în epistola aceasta frumoasă, trebuie să ținem cont de ele. De exemplu, n-aș vrea eu să-mi promovez ginerii mei, că am doi gineri deosebiți. Să știți. Dintre cei care am doi deosebiți. Băieți extraordinari. Dar dacă mă uit cu atenție aici, la lucrurile acestea, nu prea corespund ca să fie slujitor. El poate fi un om pocăit. Poate sta acolo pe bancă. Poate să se roage și să înalțe rugăciuni și să fie într-o colaborare perfectă cu biserica. Dar dacă nu împlinește standardele acestea pe care Dumnezeu le-a stabilit, atunci sunt ales. Și Dumnezeu nu se va lăsa fără mărturii dacă eu, adică tu, oricare dintre noi, nu ne păstrăm haina curată. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi. La aceste versete vreau să adaug acum profilul real al slujitorului în conceptul cuvântului lui Dumnezeu.
cam ce ar vrea Dumnezeu să vadă de acum încolo între voi, frate Viorel și frate Sam. Dacă v-ați încadrat în standardul pe care Dumnezeu l-a stabilit, și bine ați făcut că v-ați păstrat. Că pentru voi v-ați păstrat și pentru Domnul v-ați păstrat. Slăvit să fie numele Lui. Dar acum aș vrea să înțelegeți ce așteaptă Dumnezeu de la voi. Și trebuie să luăm modele. Și să ne uităm la modele. Fiecare dintre noi. Și modelul suprem pe care Dumnezeu ne-l dă al slujirii este în Fiul Său. În Domnul Iisus Hristos. Și de aceea deschideți împreună cu mine cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, în capitolul 12. Și să vedeți acolo un model cristic, un model ceresc pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, l-a dat slujitorilor. Asta vine de undeva, are o bârșie. Vine din dumnezeire. Și El nu este altceva decât un mesager care aduce această credință ca să o descopere slujitorilor. Asta este o primă imagine, iar o a doua imagine, fără credință, nimeni nu se poate califica ca și slujitor al lui Dumnezeu. Pentru că cine crede că Dumnezeu există, el se apropie de Dumnezeu, da? Și crede că Dumnezeu îl răsplătește. Slăvit să fie numele Domnului. Nu poți face slujba fără credință. După cum nu există botez cu Duhul Sfânt fără vorbire în alte limbi, tot așa nu se poate face nici o lucrare, nici o slujbă, cea mai mică din biserică. Fie diacon, fie prezbiter, fie pastor, fie știu eu ce slujbă să ai în adunarea aceasta. Evanghelistul adunării să fie. Să fie profetul adunării. Trebuie să-i credință. Și Dumnezeu să vă încurajeze. Amin. Aleluia. Când se vor pune mâinile noastre slabe, peste creștetul vostru al fiecăruia, peste ale noastre mâini, să-și pună Dumnezeu puterea. Amin. Și să toar de multă credință. Amin. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Slujitorul are nevoie de o credință vie. La al doilea rând, citim versetul 45. Cine mă vede pe mine, vede pe Cel ce m-a trimis. Un slujitor real și adevărat, când te uiți la El, nu-L vezi pe El, ci îl vezi pe Cel care l-a trimis, pe Cel care l-a autorizat. Dragii mei frați, în Sfânta Treime există o conlucrare perfectă între Tatăl, între Fiul și între Duhul Sfânt. Este o armonie. Este o atmosferă cerească. Este o climă de sărbătoare. Și fiecare din aceste, am putea spune, trei persoane care compun Sfânta Treime, Dumnezeirea, au un singur scop. Să lucreze în beneficiul celuilalt. Fiul are marea plăcere și bucurie să-L descopere pe Tatăl. Tatăl are marea plăcere și bucurie să ne-l arate pe Fiul Său și să concentrăm toată atenția asupra Lui, că El este Mântuitorul nostru. Duhul Sfânt are marea bucurie să vină în noi și să aducă clima cerească, clima dumnezeiască. Să devenim niște temple adevărate ale Lui Dumnezeu. Și fiecare nu va vorbi în dreptul Lui. Nu se va proslăvi pe sine însuși. Ci va vorbi întotdeauna pentru celălalt. Și îl va cinsti pe celălalt. Și așa este slujitorul adevărat. Așa vedem la Iisus. Eu n-am venit să mă prezint pe mine. Ci am venit să-L descoper pe Tatăl. Dumnezeu să vă ungă. Când ne vom pune mâinile slabe ale noastre peste voi, cu darul acesta de a-L putea prezenta pe Iisus. Amin. Și oamenii când se vor uita la voi, să nu vă vadă pe voi, ci să vadă pe Iisus. Amin. Mare lucru e să-L vezi pe Iisus. Amin. Ca cineva să se uite la mine și să-L vadă pe Iisus. Precis că știți întâmplarea cu copilașul, când mama a trecut la cele veșnițe,
Și copilașul a rămas și a zis, te încredințez în mâna Domnului Iisus și El să-ți poarte de grijă. Și copilașul Hoinărin, așa rapid am să vă spun, pe străzi, la un moment dat a întâlnit pe cineva care i-a fost milă de el. Și l-a întrebat dacă a mâncat, a întrebat dacă a băut apă și copilașul i-a răspuns că nu. Vrei? Și omul nostru i-a oferit toate acestea. Și atunci copilașul, uitându-se la el, zice, cu siguranță tu trebuie să fii Iisus. Pentru că mama mea mi-a spus înainte de a pleca, eu plec, dar te încredințez în mâinile lui Iisus și El te va întâlni. Și cu siguranță va purta de grijă. Și copilașul s-a uitat și a zis, tu, cu siguranță, trebuie să fii Iisus. Să-L vadă pe Iisus în viața voastră. Frații de aici, din biserica aceasta. În al treilea rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. Adevăratul slujitor este lumină. În adevăratul slujitor s-a aprins ceva. S-a aprins un foc al slujirii. Indiferent ce trebuie să plătești. Slujirea cere un preț. Să renunți la niște niște plăceri ale tale și să fii în stare să mergi și pe vânt și pe ploaie. N-am să vă spun că am mers odată într-o biserică și mi-au împuns trei roți de la mașină. Și frații așa m-au primit cu drag. Așa au gândit ei că-i bine să mă primească, să îmi facă trei bene la mașină. Să vadă cum mă comport eu. Care va fi poziția mea acum? Și am avut-o ca și acum, cum sunt la vol sau că stau aici, liniștit. Domnul va purta de grijă. Și ei așteptau acum ca ceva să explodeze, să apară vreo pată, întuneric. Dar slujitorul Domnului trebuie să fie lumină. După cum Iisus este lumina. Și El a spus, eu sunt lumina lumii, dar și voi sunteți lumina lumii. Să fie această lumină peste voi. Amin. Și să vă încingă coapsa minții. Și în inimă să locuiască puterea aceasta a luminii. Mergem mai departe. Și socotesc foarte important ceea ce spune iar în versetul 47, Ioan 12. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, da? Nu eu îl judec. Căci eu n-am venit să judec lumea. Și să mântuiesc lumea. Este o imagine fantastică aici, dragii mei. Ne prezintă omul lui Dumnezeu. Omul care este slujitorul lui Dumnezeu. El nu e cu judecată. El îi cheamă pe oameni la judecată în sensul ca fiecare să se judece pe sine însuși. El le spune oamenilor, e bine să aveți o conversație cu voi înșivă. El are capacitatea aceasta. Să-i pună pe oameni în fața oblinzii. Să le prezinte ce este rău. Pentru că e slujitorul Domnului. Noi nu pornim în ideea de a pe cineva de a-i judeca și a-i pune o povară grea peste ei. Nu! Ci noi pornim în ideea ca oamenii ei singuri să se judece. Cuvântul pe care noi îl spunem. O altă imagine. Versetele 49 și 50. Eu n-am vorbit de la mine și nu vorbesc de la mine, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să-ți spună. Un slujitor adevărat, dragii mei, frate Sandu, frate Viorel, un slujitor adevărat, primește cuvânt din partea Domnului și vine cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce credeți cu atâta înverșunare, spune Petru 4:11? Cine vorbește? Să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Pentru că doar cuvintele lui Dumnezeu sunt Duh și viață. Și le avem nevoie de cuvintele acestea. La altarul acestei biserici să se ridice oameni care să aibă cuvânt din partea Domnului. Ori de câte ori vă veți ridica în orice împrejurare, Dumnezeu să vă dea ușă de cuvânt. De ce credeți că Pavel ține atât de mult la sintagma aceasta? Rugați-vă ca să se deschidă o ușă și Domnul să-mi dea cuvânt.
Pentru că slujitorul Domnului primește cuvânt de la Dumnezeu. Și în ultimul rând, nu e scris aici la Ioan, dar scrie la Filipeni, în capitolul 2, în versetele 6, 7, 8 și 9, zice că slujitorul adevărat al lui Dumnezeu. Și tot privind la Domnul Iisus Hristos, este smerit. Privind la un slujitor al Domnului, vezi că el este smerit. Toate acestea le dă Iisus slujitorilor săi după ce ei sunt promovați în slujba aceasta. Aș putea să spun că ăsta e profilul pe care el vrea să-l aibă aici. Falconarul, vreți ce? Da? Falconarul. La Pesar, în Timișoara, în oriunde, în Bihor, în România, în oriunde, din toată țara aceasta. Profilul slujitorului trebuie să fie așa. Să nu mă vadă pe mine, să-l vadă pe cel care m-a trimis. Să am credință întotdeauna și să vină credința aceea care a fost dată odată și pentru totdeauna Sfinților, da? Când se uită oamenii, când aud vorbele noastre, să nu fie vorbele noastre, ci să fie vorbele Domnului Dumnezeu. Vin deseori oameni la mine la birou. Se întâmplă să nu stau acolo la birou, dar dacă stau acolo, pe puțin trei oameni nepocăiți care vin să cerșească. Deci România traversează o perioadă dificilă. Și biserica trebuie să fie pregătită ca să ofere ceva acestor oameni care vin și caută ceva. Caută o bucată de pâine, dar pe lângă pâinea respectivă, biserica trebuie să dea adevărata pâine care s-a coborât din cer. Și slujitorul trebuie să fie întotdeauna gata să ofere această pâine. Pâinea care este Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Pe voi doi. Să puteți oferi întotdeauna harul, darul și viața veșnică în numele Domnului. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze și surorile. Amin. Nici iar, Doamne! Și să-i trimiți în Duhul Tău în lucrarea Ta. Gloria, gata, mă e vor, dona Ana Aba. E vini ca ia sus să hară. Să fie numele Tău. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai lăsat darul în biserica Ta ca să ți-o zidești. Te rog, Doamne, să binecuvântezi soțiile și copiilor. Amin, te rog, Doamne, să faci copiilor să fie copii înțelepți și buni. Să te iubească și să te slujească pe Tine. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să te proslăvești în casele lor. Și să le ajuți, Doamne, să crească de la o zi la alta, mereu în dragostea Ta. Ne rugăm pentru soțiile lor, Doamne, așa cum s-a amintit. Lasă și peste ele ungerea Ta. Amin, amin. Să poată cu bucurie, Doamne, să trăiască aceste emoții de a avea soț slujitor ai Tăi. Spunea Abigail odinioară despre David că el poartă războaiele Domnului. Doamne, face este soții să înțeleagă că soților poartă războaiele Tale, Doamne. Dă-le mereu putere, oțelește-le în brațele, Doamne. Să ducă luptele Tale și să fie biruitori în ele, Doamne. Și Tu-ți binecuvântezi luptătorii. Tu-ți întărești slujitorii, Doamne, și le întărești brațele. Binecuvântă soțiile cu multă răbdare, cu multă înțelegere și îngăduință, ca să poată să fie alături de soții lor în slujire. Binecuvântă biserica și bisericile unde vor sluji. Doamne, fă să fie alături de slujitori. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Doamne, în această zi, eu îți mulțumesc pentru slujitorii pe care mi-ai dat. Care împreună cu mine, Doamne, s-au unit în slujirea aceasta. Și am căzut de acord, Doamne, ca într-un glas sau unei rugăciuni să se ceară binecuvântarea Ta peste ei. Amin. Și am căutat să surprindem câteva secvențe în cuvinte și să spunem cam ce am dorit, Doamne, și cum am gândit noi slujirea și slujitorii.
binecuvântă-l pe fratele Sandu ca păstor. Amin, Doamne Iisuse. Doamne, Tu ești păstorul cel bun. Și noi, păstorii de aici, Doamne, am vrea să rămânem mereu sub toiagul cârmuirii Tale. Doamne, când noi nu mai știm unde să alergăm, Doamne, păstorește-ne, Dumnezeu. Ajută-ne să ne găsim refugiul în prezența Ta și să alergăm acolo. Mulțumim că ai spus că nu vom duce lipsă de nimic dacă Tu ne ești păstor. Binecuvântă-L pe Sandu ca păstor. Amin, amin. Doamne, dă-i toiac de cârmuire. Amin. Doamne Dumnezeule, dă-i putere de a face lucrarea Ta neobosit. Amin. Și dă-i sănătate în trup, Doamne. Amin. Că e importantă și asta. Așa te rugăm, Doamne Dumnezeule, să mă ajut să facă cu bucurie lucrarea Ta. Amin. Amin. Așa te rugăm, Doamne. Și așa te rog pentru Viorel. Doamne, el va fi de astăzi diaconul bisericii acesteia și slujitorul Tău special, Doamne, te rog să-L binecuvântezi. Amin, în numele Iisus. Doamne, recunosc că am văzut în el umilința și posibilitatea de a rămâne în ascultare, Doamne, față de alți slujitori din biserica aceasta și de alții. Ajută-L să înțeleagă că Tu, ca Fiul de Dumnezeu Iisuse, Te-ai umilit. Și că umilința e calitate cerească. Doamne, ajută slujitorilor Tăi să rămână umili ca să primească sfatul Tău totdeauna. Te rog să-L întărești și pe Viorel. Să fie un câștig pentru biserica aceasta, Doamne, și o binecuvântare. Mulțumim, Doamne, pentru că soția Ta a văzut că Tu-L chemi, Doamne, și ea n-a spus nu. Pentru că a înțeles că va fi binecuvântată casa ei, dacă faci din soțul ei slujitor și el va fi interesat de lucrarea Ta. Tu te vei interesa direct de casa slujitorilor Tăi. Doamne, casele noastre sunt case de slujitori spre care am vrea să-i ochii îndreptați. Știu, Doamne, că avem probleme în casele noastre, dar mulțumesc că Tu ne porți de grijă. Amin. Și ne vii în ajutor. Mulțumim. Și Doamne, protește-i de azi și mereu și mereu. Căci numele Domnului Iisus. Și-ți mulțumim, Doamne, că ne-ai ascultat. Fii binecuvântat. Amin. 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 Și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Amin. Începând de astăzi, fratele Sandu nu va mai da cina singură biserica aceasta. Avea un ajutor. Amin. Când va binecuvânta pruncii, va mai avea un ajutor. Când va trebui să trece în călătorii misionare, va mai avea un ajutor. Eu vreau să nu spun niciodată nu. La slujire. La păcator de omul Dumnezeu. Amin. Domnul să vă ajute pe voi și toțiile voastre să aveți o slujire fructoasă de azi și pentru totdeauna. Ce mai are spus? Spor la lucru, drumul cu Domnul. La treabă. Și dacă vreți să spuneți ceva biserici, așa, două cuvinte. Mulțumesc Domnului pentru ziua de astăzi. Așa cum spuneau și frații, au fost clipe emoționante și sunt convins de greutatea lucrării care mi s-a încredințat. Vreau să vă rog în numele Domnului să mă purtați în rugăciunile dumneavoastră ca să nu vă dezamăgesc niciodată. Probabil dacă voi dezamăgi vreodată, va fi că nu v-ați rugat destul pentru mine. De aceea rugați-vă mult pentru mine, pentru slăbiciunile mele, pentru nevoile mele și cu siguranță Domnul îmi va da putere să fac lucrarea așa cum El dorește. Vă mulțumesc, mulțumesc și fraților și doresc ca Domnul să binecuvinteze biserica aceasta cu creștere tot mai mare. Amin. La fel ca și frații, aș dori ca să mulțumesc în primul rând Domnului. El care a fost cu noi până aici. De la început, de când s-a deschis biserica aceasta, am trăit clipe frumoase. Am trăit clipe minunate în prezența lui Dumnezeu. Peste 40 de tineri s-au întors la Domnul și au luat botezul aici, în biserica aceasta. Și eu cred că Dumnezeu va lucra în continuare aici, în mijlocul nostru. Mulțumesc fraților, surorilor care m-ați susținut în rugăciune și care o să faceți în continuare.
vreau să spun că dezinteresat de orice lucru, vreau să slujesc în continuare, în primul rând, Domnului și apoi Bisericii. Comunității noastre de români care este aici în zonă, vrem să ducem lucrarea aceasta mai departe și să spunem tuturor, Iisus Hristos se întoarce și ne duce acasă. Și vrem să fim împreună cu El. Toți acei care am încheiat legământul cu Domnul. Domnul să ne ajute să putem să ajungem în împărăția Sa. Mulțumim fraților care astăzi au fost aici și au slujit pentru biserica noastră. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. La întorcerea dumneavoastră acasă, duceți harul și pacea Domnului din partea bisericii din Falconara. Domnul să vă întărească în lucrarea care o faceți, în slujirea care o faceți, să vă dea Domnul putere. La fel ca și nouă, și frații au nevoie de putere de la Domnul și ne rugăm pentru ei, Domnul să-i întărească în slujire. Amin. Aș vrea să mai anunț câteva lucruri.